De această dată vă salutăm din Bogdănești, Comuna Horlești, cu o surpriză frumoasă pentru doamna Mariana, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm cu toții un la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Doamna Mariana? Bună ziua! Ne primiți la dumneavoastră? La mulți ani vă spunem! Doamna Mariana, noi suntem echipa surprize la domiciliu Iași. Astăzi știm că sunteți sărbătorită. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Nu mai știu care. Anul trecut știu că ne-a trimis Gabi și cu Ingrid. Anul ăsta nu mai știu. La cine vă gândiți acum? Tot la ei mă gândesc. Vă nu ies că tot nepoată. Sunt persoanele dragi care astăzi și-au dorit să măcar un piculeț să ajungă aici la dumneavoastră, măcar sufletește. Și care și-a dorit să vă transmită dragostea, recunoștința, să vă mulțumesc pentru tot ce ați reușit să faceți în acești ani. Am să încep cu buchetelul de flori care este pentru dumneavoastră și tortulețul cu mesajul de la mulți ani. La mulți ani din partea celor care vă iubesc nespus de mult. O să aflăm împreună imediat. Siguranță, aflăm imediat pentru dumneavoastră. Înainte de toate, noi o să vă cântăm la mulți ani. După care o să aflăm din partea cui vine această surpriză și cel mai important ce au astăzi să vă transmite. Pentru că cu toți au adunat astăzi câteva gânduri care și-au dorit să vi le transmite. Așa, să-l lasăm jos. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la la mulți ani, doamna Mariana! Iar acum a venit momentul să aflăm și ce au astăzi să vă transmită. Pentru că noi avem aici adunate câteva gânduri care spun așa. La mulți ani fericiți, cu sănătate și împliniri sufletești. Ești un om minunat, cu chip de înger și sufletul frumos. Mulțumim pentru sfaturile, iubirea și grija ce ne-o porți. Mulțumim pentru tot, să ne trăiești mulți, mulți ani, mamaia Mariana. Te iubim mult și te îmbrățișăm cu drag și dor. Toată stima și respectul din partea nepoților, Lenuța și Mihai, și a copiilor Răzvan, Andrei, Andreea și Erica. La mulți ani vă spunem mulțumesc și noi. Mulțumesc. Iar acum, dacă ați avea să le spuneți și dumneavoastră ceva. Eu mulțumesc din suflet. Ei sunt ca și copiii mei, deși sunt nepoți. Și le mulțumesc. Și ar fi dorit din suflet să fie aici lângă dumneavoastră. Simțare. De asta o sunat-o leac mai înainte, iar să vadă și fac. Deși eu nu mă simt pe bine. M-am ocupat de grădină zilele astea și mă dor în picioare. De acolo, de departe, au grijă așa cum pot ei mai bine. Mulțumesc mult, mult de tot. Și și-au dorit ca ziua asta să nu trec așa pe lângă dumneavoastră, să o simțiți. Pentru că astăzi sunteți sărbătorită și sunteți cea mai importantă din... Am rămas ca mama lor, că nu mai iau mama, nu mai iau tata, mătușa. De asta îi zic mama aia toți. Ei s-o crotiți ca și copii. Cu Doamne ajută să ajungă cu toți aici aproape de dumneavoastră. Dumneavoastră sănătate multă, să le fiți mereu un sprijin și o alinare. Și când vin aici în România, să aibă la cine vine, cu dragoste. Asta e cel mai important. Absolut, bineînțeles. La mulți ani încă o dată, vă spunem. O zi cât mai frumoasă. Mulțumesc. Și să aveți parte în continuare de cât mai multe surprize. Surprizele să continui astăzi mulțumesc pentru dumneavoastră. Mulțumesc.